Aruncă-n colo. La data de 30.10.2018, în jurul orelor 16.40, pe DN2E85, după podul Trotuș, conducătorul unui autoturism marca Opel Zafira, în timp ce circula pe banda de lângă axul drumului pe sensul de mers Focșani-Ajut, probabil datorită oboselii, a pătruns brusc pe contrasens și a intrat în coleziune cu un autoturism marca Q3, care circula reglamentar din sensul opus de mers. În urma producerii accidentului au rezultat decesul a 3 persoane și rănirea altor 5. Vă rog să vă și recomandați. Comisar Șerstegărescu, șeful serviciului de rutieră.